Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre crizele fără sfârșit ale Occidentului, amenințat de BRICS. Occidentul domină încă planeta, dar BRICS îl amenință. Globalizarea, așa cum o știam și cum era predicată de cei care acum o îngroapă, a murit. Lumea s-a schimbat după marea criză financiară. A intrat în agonie odată cu declanșarea unui conflict deschis între primele două economii ale lumii în anul 2017 și a murit definitiv odată cu invadarea Ucrainei de către armata rusă. Dar, pe de altă parte, odată cu criza financiară din 2007-2008, globalizarea abia s-a născut. Nu este o noutate ca o criză globală să schimbe ierarhiile pe glob și să schimbe lumea. Oricum, nimic nu este veșnic în economie și nici în politică. Într-o analiză prezentată în revista Q Magazine, consultantul în afaceri pentru mai multe companii străine, Petrișor Peiu, arată că atunci, în timpul crizei financiare globale din 2007-2008, centrul de greutate al economiei mondiale s-a mutat din lumea economiilor avansate în cea a economiilor emergente și în curs de dezvoltare. Și nu o spune propaganda putinistă sau cea chinezească, o spune chiar Fondul Monetar Internațional. Schimbarea, oricum ai privi-o, este dramatică. Dacă acum 4 decenii economiile avansate cumulau peste 62% din economia planetei, iar economiile emergente și cele în curs de dezvoltare doar puțin peste 37%, astăzi, grupul emergenților deține peste 58% din PIB-ul mondial, în vreme ce statele avansate au rămas cu mai puțin de 42% din respectivul PIB la nivel planetar. Evident că vorbim de PIB-ul din 2022 și evident că analiza se referă la PIB-ul calculat după metodologia PPP, adică paritatea puterii de cumpărare, mai simplu spus, în prețuri comparabile. Și totuși, cum s-a ajuns aici? Cum s-a inversat evoluția de sute de ani a economiei mondiale care se concentra în Europa? Cum de a ajuns Europa, care în urmă cu doar 100 de ani deținea jumătate din economia globală, să se mulțumească cu ponderi din ce în ce mai mici? Ei bine, răspunsul nu este deloc simplu, dar consecințele nu sunt dătătoare de mari speranțe pentru noi. Statele Unite ale Americii au reprezentat un colos economic doar în ultimii 150 de ani, după războiul de secesiune, și au dominat efectiv planeta doar după cel de-al doilea război mondial. De atunci, din 1945, economia mondială a fost una dintre creațiile Pax Americana, iar globalizarea de după anii 80 a adus cu sine o consecință la care nimeni nu s-a gândit de la început, și anume faptul că lumea emergentă va depăși la un moment dat Occidentul. Dar să vedem cum anume s-a schimbat lumea în ultimele 4 decenii. Ei bine, poate părea paradoxal, dar America și-a pierdut hegemonia economică într-un ritm extrem de lent. De la 21,4% din PIB-ul mondial în 1980, la 15,47% din același PIB mondial în 2022. America, deci, și-a păstrat un rol cheie în lumea de astăzi. Însă cea mai mare economie a anilor 80, cea a Europei de Vest, actuala Uniune Europeană, s-a prăbușit de la 25,89% din PIB-ul planetei la doar 14,9% din același PIB. O scădere a ponderii Europei Occidentale, în care suntem și noi incluși, extrem de rapidă. Japonia, la rândul său, și-a înjumătățit ponderea la nivelul economiei globale, de la 7,97% în 1980 la doar 3,78% anul trecut. Este fără îndoială interesant și cum au evoluat raporturile între membrii Clubului Economiilor Dezvoltate. America are astăzi o economie mai mare decât cea a Uniunii Europene și și-a crescut ordinul de mărime cu care întrece Japonia, trecând de la raportul de 3-1 la raportul de 5-1.
Așa că să nu ne mai mirăm de ce americanii dau tonul în interiorul lumii occidentale, pentru că sunt mult mai puternici economici decât europenii sau decât japonezii. Cât de emergentă este lumea emergentă? În anul 2001, economistul Jim O'Neill, șeful departamentului de analiză globală de la Goldman Sachs, lansa conceptul de BRIC, extins apoi la BRICS, ca fiind grupul statelor emergente care, datorită ritmurilor înalte ale dezvoltării, ar fi putut amenința hegemonia Occidentului extins în economia mondială. Inițial, BRIC cuprindea cele mai mari economii emergente, respectiv China, India, Rusia și Brazilia. Atunci când a devenit BRICS, grupul a început să includă și Africa de Sud. Astăzi, atunci când se vorbește despre concurența vestului, cam toată lumea vorbește despre BRICS. Cât de corectă este până la urmă o astfel de abordare? Să vedem în primul rând cam cât de mare este creșterea economică cu care BRICS poate amenința Occidentul. Singura economie cu o creștere într-adevăr fulminantă este cea chineză. Dacă dăm China la o parte din BRICS, nu mai rămâne niciun fel de performanță. Toate celelalte state au evoluții modeste. Deci, China crește și a depășit America, dacă este să ne luăm după nivelul PIB-ului calculat în prețuri comparabile, la paritatea puterii de cumpărare. Dar celelalte membre BRICS au creșteri mult mai puțin impresionante. Acest fapt este vizibil și dacă ne uităm la ponderea acestor 5 economii la nivel global. China are un salt absolut spectaculos, de la 2,5% în 1980 la 18,91% în 2022, de 7 ori. India își crește și ea ponderea globală, de la 2,78% în 1980 la 7,45% anul trecut. De 2,5 ori, impresionant, dar departe de ritmul chinezilor. Brazilia, în schimb, și-a înjumătățit relevanța la nivel mondial, de la 4,26% din PIB-ul lumii în 1980 la doar 2,3% din PIB-ul lumii în 2022. Rusia, la rândul său, și-a scăzut la jumătate relevanța globală, de la 4,82% în 1992, pentru că acela este primul an cu statistici separate de restul fostei URSS, la 2,87% în 2022. Cât privește Africa de Sud, ea se regăsește în aceeași logică a scăderii semnificației mondiale, de la 1,1% în 1980 la doar 0,59% în 2022. Ce ne indică toate aceste cifre? Că grupul BRICS include cele mai mari sau importante economii emergente, dar nu include cele mai rapid crescătoare economii din grupul statelor în curs de dezvoltare. Pentru că Brazilia, Rusia și Africa de Sud fac orice, numai concurență cu Occidentul la creștere economică nu. Iar prezența Africii de Sud în grupul BRICS nu este justificată nici măcar de mărime. Occidentul clasic și-a pierdut rolul dominant. Dacă adunăm ponderile economiilor BRICS în economia planetei, vom observa că ele sunt responsabile de 31,98% din aceasta. Aproape o treime, am zice. Insuficient pentru a revendica rolul de lider. Dar, dacă ne uităm la ponderea acumulată a economiilor americană și a Uniunii Europene, care este de 29,84% din PIB-ul mondial, vom înțelege și momentul în care suntem. Astăzi, economiile concurente ale Occidentului clasic, America plus Uniunea Europeană, au ajuns să fie principala forță motrice a lumii. Unii compară ponderea la scară planetară a economiilor statelor BRICS cu ponderea economiilor statelor cele mai importante din vestul extins, adică cu acelor din grupul G7, SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada. Așa cum lesne se poate observa,
ponderea cumulată a economiilor G7 în ansamblul mondial este astăzi de 29,87%, o pondere similară cu cea a Statelor Unite plus a Uniunii Europene. Căci Canada, Marea Britanie și Japonia fac cât restul Uniunii Europene, fără Germania, Franța și Italia. Trebuie să menționăm și că în grupul G7, disproporția este la fel de mare precum în BRICS, cu Statele Unite responsabile pentru mai bine de jumătate din PIB-ul cumulat și cu doi secunzi relevanți, Japonia 3,74% și Germania 3,19%. La nivel simbolic, competiția între BRICS și G7 este redusă la competiția dintre America și China, cele două superputeri ale omenirii care tind să își impună propriile reguli ca bază a relațiilor internaționale. Comparăm Occidentul cu lumea emergentă? Răspunsul la această întrebare depinde de modul în care definim Occidentul, respectiv lumea emergentă. Occidentul, în sens restrâns, poate fi văzut ca alianța strategică între Statele Unite și Uniunea Europeană, dar poate fi văzut și în sens larg de comunitatea statelor avansate economic, care include, pe lângă SUA și UE, restul Europei de vest, Norvegia, Elveția, statele anglosaxone, Canada, Australia și Noua Zeelandă, Israelul și statele est-asiatice aliate, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Singapore. Este de ordinul evidenței că toată această comunitate are un grad mare de coerență. Toate țările de aici sunt sisteme democratice de tip clasic, liberal. Toate au un standard de viață foarte înalt și toate sunt legate între ele și militar. Coerența în acest grup de state este deci cât se poate de înaltă. Ele cumulează în jur de 1 miliard de locuitori, doar 12% din populația planetei, dar au un PIB cumulat de peste 40% din cel mondial. Standarde democratice înalte, abilitate politică, forță culturală și putere militară, toate la un loc definesc acest univers al Occidentului în sens larg. Pe de altă parte, cine este inclus în termenul de comparație? Să reduci lumea emergentă la BRICS este atât incorect cât și inexact. Pentru că BRICS este mai degrabă o construcție politică, demonstrativă, decât una coerentă. BRICS are păcatul unei reprezentativități reduse, cu o Rusie și o Brazilie pierzătoare ca relevanță economică globală, ci o Africa de Sud cu o economie mult prea mică pentru a conta. Din BRICS lipsesc câteva economii și mari și puternic ascendente. În primul rând, Indonezia, o economie mare, 2,54% din ansamblul mondial, la nivelul Marii Britanii sau al Franței, și cu aproape o dublare a ponderii sale de la 1,42% în 1980. Apoi, exact în aceeași situație aflată, Turcia, cu o creștere a ponderii în lume de la 1,19% în anul 1980 la 2,05% anul trecut. Deși în scădere a ponderii la nivel mondial, economiile Arabiei Saudite, 1,25% și Mexicului, 1,8%, rămân și ele semnificative. Nu în ultimul rând putem lua în considerare Pakistanul, care a ajuns să reprezinte azi 0,94% din economia lumii. Într-o evidentă creștere susținută de la 0,59% în 1980. Alte candidate posibile la grupul emergent important ar fi Iran și Argentina, cu 0,98% respectiv 0,74% pondere globală, ambele aflate însă în scădere, sau Egipt, cu o pondere de 1,05% din economia lumii, în creștere clară față de anii 80, unde se situa pe la 0,66%. Asta înseamnă că, așa cum există un Occident în sens larg, la fel de bine s-ar putea închega și o lume emergentă în sens larg, un fel de BRICS extins.
Globalizarea emergentă poate înlocui globalizarea occidentală? Aici răspunsul nu este foarte dificil de dat. Cel puțin pentru moment, așa ceva nu este posibil. În primul rând, lumea emergentă nu are chiar aceleași valori sau, dacă le are, nu le vede ca atare. În lumea emergentă întâlnim democrații autentice precum India, Brazilia, Mexic sau Argentina, alături de regimuri autoritare, Rusia, Turcia, și chiar alături de regimuri închise, precum Iran sau Arabia Saudită. Cum am putea oare califica China, un stat socialist în care puterea politică este atribuită deja unui singur partid, dar în care libertățile economice sunt indiscutabile? Unde am putea plasa Africa de Sud, un stat teoretic democratic și liberal, dar în care viața unui om nu prețuiește prea mult? Așadar, lumea emergentă, fiind de vreo 4 ori mai mare decât cea occidentală, spre 4 miliarde de oameni, este mult mai diversă și de aceea nu este închegată, neexistând organisme formale care să închege toate statele enumerate anterior. Chiar dacă imperfecte, instituțiile occidentale sunt funcționale toate, de la Uniunea Europeană la G7. Mai mult, în ele există o uniformitate politică. Pe de altă parte, influența culturală este clar de partea Occidentului, care încă rămâne principalul model de dezvoltare umană pentru întregul glob. Filmele, cărțile, muzica de tip occidental sunt cele care circulă peste tot în lume. Finanțele sunt și ele într-o mare măsură provenite și controlate din Occident, acolo unde sunt marile bănci și fondurii de investiții. Nu în ultimul rând, lumea occidentală deține o zdrobitoare preponderență pe plan militar, cu armate antrenate și bine echipate. Așadar, este greu să credem astăzi că lumea emergentă va putea să-și impună propriile reguli prea curând. Și totuși, Vestul participă activ la adâncirea supremației economice a lumii emergente. Țările BRICS au atras anul trecut investiții străine directe cu 35% mai mult decât statele G7. Deși prima destinație a investițiilor străine rămân Statele Unite ale Americii, 379 de miliarde de dolari anul trecut, locurile următoare revin Chinei, 250 de miliarde de dolari, și Braziliei, 75 de miliarde de dolari. În 2010, investițiile străine în China erau de doar 110 miliarde de dolari. Și să nu uităm că atunci când vine vorba de investiții străine, ele sunt cu predilecție occidentale. Țările BRICS au atras anul trecut investiții străine directe cu 35% mai mult decât statele G7. Comerțul internațional al statelor BRICS este aproape o cincime din comerțul internațional global, iar investițiile străine ajunse aici sunt un sfert din cele la nivel global. Dacă luăm lumea emergentă în sens larg, comerțul internațional și investițiile străine sunt clar concentrate majoritar aici. Așadar, competiția pentru noua formă a globalizării rămâne deschisă. Lumea emergentă avansează și ocupă o pondere din ce în ce mai mare din economia mondială, dar nu are nicio formă vizibilă de coerență internă. Nu știe nici ce vrea, nici cum vrea. Pe acest fond, Occidentul domină încă instituțional și organizațional planeta și își impune un nou model de globalizare redus la lumea pe care o controlează. Lumea în care China este din ce în ce mai puțin prezentă. Suntem practic în situația în care globalizarea precedentă, construcție occidentală pură, nu mai stăpânește planeta, dar ea nu a fost înlocuită încă cu o altă formă de globalizare. Țările emergente încearcă deocamdată, fără vreun succes real, să înlocuiască globalizarea care nu mai este. Viitorul este din ce în ce mai greu de anticipat. Despre salvarea Vestului vorbește și Spencer Clavin de la Institutul Claremont în cartea sa Cum să salvezi Vestul. Autorul își propune o sarcină imposibilă cu titlul său, una pe care autorul o recunoaște în mod tacit în concluzia sa.
dar principiul aplicării înțelepciunii străvechii la problemele moderne oferă multe cititorului. Analiza lui Clavin a celor 5 crize ale realității, ale corpului, ale sensului, ale religiei și ale politicii este ciudat de revigorantă. Civilizația a mai fost aici, luptă și contestând cu noțiuni similare de generații. Ca să cităm Eclesiastul, este ceva despre care să se spună, iată, acesta este nou, a fost deja din vremuri vechi ceea ce a fost înaintea noastră. Clavin indică 5 crize care afectează America și, mai larg, civilizația occidentală. O criză a realității, în care tehnologia înlocuiește interacțiunea umană fie implicit, fie prin forță. O criză a corpului, în care dorința de a depăși ceea ce Shakespeare a numit cele mii de șocuri naturale, ale căror carne este moștenitorul, duce la reatribuirea sexului și poate la încărcarea conștiinței cuiva pe un computer. O criză de sens, de când apariția cercetării științifice și în special a selecției naturale biologice au înlocuit credințele în scopul vieții. O criză a religiei, deoarece știința ar fi infirmat existența lui Dumnezeu. Și o criză a politicii sau regimul american și occidental, deoarece toate națiunile cad în cele din urmă. Înainte de a dezbate înțelepciunea antică, merită să ne gândim dacă acestea sunt într-adevăr crize de care Occidentul are nevoie de salvare. Teama de un metavers digital permanent, semi-obligatoriu, care înlocuiește interacțiunea interpersonală, care părea un viitor plauzibil în zilele întunecate ale blocării prelungite, pare pusă în sabie de evenimente. Milioane de oameni au blocat Buenos Aires pentru a sărbători Cupa Mondială. Partidul Comunist Chinez și-a relaxat regimul zero COVID în fața demonstrațiilor în masă, iar Meta Platforms și-a pierdut aproape jumătate din valoarea acțiunilor de când proiectul Metaverse a fost făcut public. În timp ce America de stat albastră rămâne profund în strânsoarea ideologiei de gen, chiar și țările europene profund seculariste, precum Marea Britanie și Suedia, bat frâna. Dacă sensul, religia și un guvern ideal american persistă, sunt chestiuni de adevăr sau falsitate, nu crize care trebuie rezolvate. Dar a respinge pericolele prezentate de cele 5 crize, fie ca fiind înlocuite de evenimente, fie irelevante, ar fi prea neglijent. Sunt probleme. Apărătorii Big Tech au citat rolul produselor companiei în a ajuta oamenii să trăiască în izolare, drept motive pentru a nu le reglementa. Guvernul federal și birocrația organizațiilor internaționale neguvernamentale încă încearcă să promoveze ideologia transgender la vârste mai tinere, în timp ce preocupările pentru profit continuă să caute noi modalități de a depăși limitările fizice umane. Și, așa cum explică Clavin în cartea sa, afirmațiile că știința a învins religia sunt mai mult filozofie rea decât empirism bun. În timp ce cititorul este puțin probabil să reorienteze el însuși sistemul politic american, implicarea locală poate face comunități mai bune și poate reconstrui într-un mod mic frăția națională. În timp ce o călătorie prin crizele care afectează Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări occidentale ar putea suna ca o rețetă pentru depresie, Clavin, un doctorat clasicist, dospează problemele moderne cu surse antice care arată că, deși manifestările pot fi contemporane, crizele Occidentului sunt la fel de vechi ca Occidentul însuși. Este realitatea doar ceea ce face un om din ea sau ceea ce un demagog îl poate convinge să creadă, chiar dacă știe că sunt doar niște zerouri digitale? Acest lucru nu este diferit de disputele lui Socrate și Platon cu sofiștii, retorii politici dezlegați de realitatea obiectivă a Atenei antice. Cum ar trebui să ne raportăm la corpul nostru,
Platon, Descartes, Aristotel și Toma de Aquino, plus alte zeci pentru care o carte de 180 de pagini nu are spațiu, au contestat cu toții această întrebare. Care este semnificația imitațiilor umanității asupra lumii, artelor noastre și efectele lor asupra oamenilor? Dezbaterea este la fel de veche ca scrisul și probabil mai veche. Știința infirmă religia, oamenii de știință înșiși sunt adesea lăsați să-și pună teoriile pe fenomenele neobservabile, cum ar fi un multivers, demonstrând limitele cercetării empirice. Acesta este motivul pentru care cineva ar putea fi împrospătat de scurtul studiu al lui Klavan asupra înțelepciunii antice și a problemelor moderne. Un conservator se teme întotdeauna că totul se înrăutățește, lumea se duce la câini, iar copiii din zilele noastre vor strica tot ceea ce a fost bun cândva. Dar dacă luptele de astăzi au ecouri în Grecia antică, Roma antică și cărțile Bibliei, atunci poate că lucrurile se pot îmbunătăți. Căci, dacă nu ar putea, nu s-ar fi terminat deja toată conversația, nu ar fi cucerit deja vreun metavers. Tehnologia ar putea face meta mai disponibilă. Dar desprinderea simțurilor prin consumul de droguri, licențiere sau alte stări modificate de conștiință este străveche. Nu ar fi prevalat amestecarea unei părți din această bobină mortală pentru a transcende simpla umanitate? Ignorarea corpului sau solicitarea acestuia să se conformeze dorințelor minții este de asemenea străveche. Credința că universul este lipsit de sens a contestat și credința în sens încă din Grecia antică, iar numele ciclului de regimuri demonstrează de la sine că ordinea politică nu este constantă în formă, ci mai degrabă constantă în luptă. Deci, în timp ce toate acestea înseamnă că vremurile bune, ori de câte ori au fost, nu sunt păstrate în Kihlimbar, nici bolile prezentului nu sunt. Susține autorul Klavan, a cărui carte este o invitație de a ne scufunda în marile dezbateri care au emanat din Atena și Ierusalim. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru atenție și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pe curând!